ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc ca de fiecare dată că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția dumneavoastră aducem astăzi și o parte dintre proiectele pe care Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse le are pentru toți românii, inclusiv pentru hunedoreni. De-a lungul timpului și pe parcursul acestui an, în mod special, am prezentat și noi în cadrul jurnalului de știri mai multe astfel de proiecte care vin în sprijinul familiei, în sprijinul tinerilor și să nu uităm că mai sunt printre noi oameni care au nevoie de un ajutor aparte și uneori cred că implicarea fiecăruia dintre noi contează foarte mult pentru că acești oameni speciali să fie integrați, să fie acceptați de către societate. Astăzi am bucuria de a avea alături de mine pe doamna ministru Natalia Elena Intotero. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație! După o perioadă destul de complicată, destul de agitată, pentru că, iată, venim după o rundă de alegeri care nu au fost chiar atât de ușoare, să spunem, nici pentru candidați, nici pentru cei care au participat în mod direct sau indirect la acest scrutin, dar lucrurile par să se mai fi liniștit, cel puțin acum, pentru o perioadă. Cum ați resimțit dumneavoastră această perioadă? A fost una dificilă pentru că v-am văzut alături de colegii dumneavoastră din județul Hunedoara atât cât timpul v-a permis, bineînțeles, aproape în toate zonele. Da, a fost o perioadă mai intensă și spun mai intensă deoarece am fost prezentă nu doar în județul Hunedoara și în alte județe ale țării, având în vedere funcția pe care o ocup în momentul de față și proiectele, așa cum ați menționat și dumneavoastră, pe care în momentul de față noi le avem în derulare. De aceea, atât cât mi-a permis timpul, în special pe partea de sfârșit a săptămânii, am fost prezentă și eu alături de colegii mei care au candidat pentru funcțiile de primar, consilier local, consilier județean, președinte al Consiliului Județean și vreau să mulțumesc tuturor hunedorenilor pentru încrederea pe care ne-au acordat-o și de asemenea să vă spun că sunt foarte bucuroasă pentru că avem 3 femei primar și mi-am dorit foarte mult să încurajăm cât mai multe femei să se implice în activitatea politică și de ce nu să îndrăznească să candideze pentru astfel de funcție. Iar cele care au și avut acest curaj și care au și câștigat această bătălie nu ușoară, le doresc mult succes. Am încredere foarte mare în fiecare dintre doamnele care au câștigat funcția de primar și promit că o să fiu alături atât de ele cât și de toți cei care au câștigat această competiție politică, indiferent de culoarea politică. Până la urmă, este de datoria noastră să îi reprezentăm pe fiecare cetățean, pe fiecare hunedorean în parte. Campania electorală se încheie în momentul în care vin rezultatele confirmate, apoi se continuă sau se începe activitatea administrativă pentru cei care sunt noi aleși în acest an, undeva sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie și în funcție de activitatea fiecăruia, odată la 4 ani, dăm și noi examenul în fața cetățenilor. Nu este ușor pentru o femeie în politică, pentru o femeie în administrație, dar iată că sunt exemple care au demonstrat că se poate și se poate duce o luptă, între ghilimele spus, bineînțeles, așa, umăr la umăr cu oricare dintre bărbații care candidează pentru diferite funcții, lucru pe care l-ați demonstrat și dumneavoastră. Da, într-adevăr, să fii femeie e puțin mai complicat, complicat în sensul că încă ne confruntăm cu anumite prejudecăți, dar mă bucur foarte mult că la nivelul Partidului Social Democrat s-a luat această decizie de a încuraja cât mai multe femei să candideze pentru funcțiile din administrația publică locală, administrația publică centrală de asemenea și chiar să existe acel procent minim de reprezentare a femeilor, minim 30%, chiar dacă încă nu avem o lege din acest punct de vedere. Există o inițiativă legislativă undeva pe la comisiile de specialitate
la Parlamentul României, deci încă nu este aprobat. Cu toate acestea, avem și un număr foarte mare de consilieri județeni aici în județul Hunedoara și la nivel național de asemenea, ceea ce mă bucură foarte tare. Deci cam din toate partidele politice, Partidul Social Democrat până în momentul de față are cele mai multe femei promovate, alături de tineri, alături de colegi cu experiență. Este foarte important unde există această reprezentare mixtă, femei, tineri, bărbați, rezultatele, măsurile implementate pentru cetățeni sunt mult mai bune. Și pentru pe că toate palierele. Fiecare persoană vine cu propuneri, vine cu probleme cu care se confruntă persoanele respective și apoi împreună se identifică soluțiile cele mai bune. Și pentru a întări cele spuse puțin mai devreme, că ați ajuns după un parcurs pe care l-ați trecut așa, pas cu pas, cum se spune, de când ați intrat în această lume a politicului, ați ajuns o femeie de succes. Iar imaginile pe care o să le vedem imediat întăresc ceea ce am spus puțin mai devreme. Gala Capital Top 100 Femei de Succes, o gală care v-a produs destul de multe emoții, așa cum vă cunoaștem și hunedorenii, cred că vă cunosc și această latură a dumneavoastră, pe lângă toate proiectele pe care le inițiați și toate aceste lucruri pe care le faceți așa cu foarte mare curaj uneori. Sunteți, iată, în top 100 femei de succes în România. Haideți să vedem și noi imaginile. Acest premiu este pentru administrație publică, premiul pentru implementarea cu succes a programului de creștere a natalității și a programelor de creditare Student Invest și Family Start. Da, într-adevăr, vă spun sincer că a fost o surpriză și o onoare pentru mine. Categorică, acest premiu nu mi-aparține. Aparține echipei, colegilor de la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, dar în egală măsură acest premiu aparține și colegilor mei din guvern, domnului ministru Alexandru Rafila, domnului ministru Marcel Boloș, domnului prim-ministru Marcel Ciolacu și foarte important societății civile, pentru că am avut societatea civilă alături de noi, o colaborare permanentă cu societatea civilă și, așa cum știți, programul de susținere a familiilor, a celor care se află în momente de dificultate financiară, dar și cu probleme de sănătate și care își doresc foarte mult să devină părinți, nu ar fi putut să existe și în 2024 dacă nu ar fi fost așa un efort comun din partea tuturor, inclusiv a societății civile, pentru a-i conștientiza pe cei care au această putere de decizie din punct de vedere financiar, importanța și necesitatea acestui program. Din păcate, datele furnizate de Institutul Național de Statistică pe primul semestru al anului 2023, este ultima raportare până în momentul de față, ne spune că avem cea mai mică natalitate din ultimii 145 de ani. Și de aceea este nevoie de foarte multă susținere pentru familiile din România și de identificarea și altor măsuri care să vină în sprijinul acestora. A fost și un apel lansat la această gală pentru toate femeile de succes prezente în sală, din diferite domenii de activitate. În spatele acestor femei categorică sunt echipe, așa cum am spus și eu, de echipa colegilor și colegilor de la minister, și eu cred că doar împreună putem să identificăm și alte măsuri care într-adevăr să satisfacă nevoia cetățenilor. Este foarte important să se continue această muncă împreună a tuturor. Dintotdeauna am fost obișnuită să muncesc în echipă, inclusiv la activitatea mea de parlamentar al județului Hunedoara, toate inițiativele legislative care au fost inițiate, în primul rând, acolo, prima persoană unde am fost semnatară acestor inițiative legislative care au devenit legi, au plecat de aici, din județul Hunedoara, printr-o consultare cu cetățenii, la audiențele pe care le-am desfășurat și, în funcție de nevoie, am proces apoi la modificări legislative care au reparat anumite erori sau
au adus cumva modificări în funcție de evoluția societății și a tot ceea ce se întâmplă. Știm cu toții și simțim cu toții că există așa o evoluție rapidă, mai ales după perioada COVID. Viața noastră a tuturor românilor și nu numai, la nivel mondial, a suferit foarte multe modificări. Și prioritățile ni s-au cam schimbat pe aici, pe acolo, în ceea ce privește perioada post-COVID. O perioadă complicată, ce-i drept, doar că, nu știu, cred că suntem un popor destul de rezistent, putem spune acest lucru, din foarte multe puncte de vedere. Așa este, cred că ar trebui să fim mai uniți și ultimul meci pe care l-am trăit așa cu toții cu emoție când România a jucat în Germania a demonstrat că atunci când există unitate și toate acele imagini pe care le-am putut observa cu toții prin intermediul dumneavoastră, a jurnaliștilor sau rețele de socializare, în întreaga lume. Da, au demonstrat încă o dată forța noastră a românilor atunci când suntem uniți și da, chiar au fost emoții extraordinare. Deci eu cred că dacă am fi mai uniți, am putea să fim și mai performanți și mai buni și de aceea eu misez în continuare pe această muncă în echipă. Această unitate pornește de la vârf sau pornește de la bază? Mă refer aici cetățeni, respectiv instituții și guvern, parlament, iată, cei care dau cumva poate și tonul uneori. Să știți că am observat și în această campanie electorală. Au fost primari care au avut activitate, au avut proiecte, au implementat proiecte, dar am conștientizat că unii dintre ei au pierdut alegerile pentru că au rupt legătura cu cetățenii. Și este nevoie de această comunicare în permanență, de această consultare. Chiar dacă în momentul în care tu candidezi, vii în fața cetățenilor cu o ofertă de guvernare locală, de guvernare județeană sau de guvernare la nivel național, așa cum am și observat, prioritățile noastre ale cetățenilor se mai schimbă. Și atunci e foarte important să ai această comunicare permanentă cu cetățeanul și în funcție de necesitățile care apar, tu trebuie să te adaptezi. Și în egală măsură dovedește cumva și respectul celor care au câștigat încrederea cetățenilor pentru aceste discuții, aceste dezbateri permanente care ar trebui să fie cu cetățenii. Deci e foarte important să pornească de la nivel de sus. Când spun sus, mă refer la cei care conduc destinele localităților, atât pe funcția de primar, viceprimar, consilier local și la județ, la nivel guvernamental, dar și invers este de asemenea foarte important. Am conștientizat de asemenea și în timpul campaniei ce am desfășurat noi, campania de prevenție consum droguri, a fost o etapă. Intenționăm să continuăm această campanie odată cu începerea anului școlar, iar pe perioada de vacanță vom continua această campanie la nivelul taberelor pe care noi le organizăm. Vom avea aproximativ 15.000 de participanți, 15.000 de tineri, 14-35 de ani, în diferite zone ale țării și vom duce mai departe această campanie. Deci am conștientizat și la momentul respectiv cât este de important ca demnitarul să fie prezent, chiar dacă pentru mine personal a fost un efort. În aproximativ 30 de zile am fost prezenți în 23 de județe ale țării. Mi-am dorit foarte mult în cadrul acestei campanii să avem o altă abordare pe partea de comunicare, în sensul că am fost organizatori, alături de noi au fost și colegii de la Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, autorități locale, autorități județene, parlamentari, dar am preferat să ascultăm de această dată pentru a da putere tinerilor. Este foarte important să implicăm pe tineri în procesul decizional și de aceea am și făcut această selecție a tinerilor de la facultăți de medicină, farmacie, psihologie, asistență socială, tineri care au fost cumva pregătiți pe partea de comunicare, de a transmite mesaj și în egală măsură tineri, foști consumatori de droguri, care au reușit prin eforturi foarte mari, atât din partea lor și susținerea părinților în egală măsură,
să scape de acele probleme de sănătate. Și am vrut să încercăm și acest tip de abordare, deoarece în ultimii ani au fost altfel făcute aceste campanii, în sensul că veneau reprezentanții autorităților locale, județene, parlamentari, specialiști la ministerele pe care le-am enunțat, își spuneau ei punctul de vedere și apoi cumva se ajungea la acea abordare pe când să vorbească și tinerii, se ajungea la acea cumva lipsă de atenție din partea presupușilor beneficiari, celor care erau în sală. În consecință, am spus, cred că este momentul ca cei care iau decizii să învețe să asculte pentru a ști și a conștientiza mai bine gravitatea fenomenului și a încerca să luăm cât mai multe măsuri să venim în sprijinul celor aflați în nevoie. Din păcate, în ultimii ani, aceste forme de adicție au crescut mult în țara noastră și a scăzut vârsta consumatorilor de droguri cu precădere, dar suntem și pe primul loc în Uniunea Europeană ca rată a obezității infantile și e foarte important ca aceste campanii de prevenție să fie continue, de asemenea să fie implicați beneficiarii, așa cum spuneam, copiii, tinerii, dar foarte important să implicăm și pe părinți. Pentru că, trebuie în special să știe pe cum să reacționeze, cum să recunoască atunci când copilul lor poate are un alt fel de comportament și să ia măsuri urgente. Și să-i conștientizăm pe cei care încă nu simt că acest fenomen este atât de periculos, să-i conștientizăm că societatea s-a schimbat atât de mult, există atât de multe pericole și chiar dacă părinții muncesc foarte mult încercând să le ofere copiilor tot ceea ce ei poate nu au avut, nu este prioritatea copiilor. Cam 90% din cei care se află în dificultate, prin expunerea cauzelor care au făcut ca ei să ajungă să fie obezi sau să fie dependenți de jocuri sau dependenți de droguri și alte, lipsa de afectivitate. Faptul că părinții nu au avut timp suficient să stea cu ei sau atunci când au acele momente de a petrece timp împreună, marea majoritate sunt cu telefonul în mână și au cumva atenția focalizată atât pe telefon cât și pe copil. Și este foarte important ca în acele momente atenția să fie concentrată doar pe familie. Spunea un mare specialist pe zona de prevenție din Portugalia, dădea un sfat părinților ce ar trebui să facă. Să încerce să servească cina în fiecare seară alături de copii și atâta timp cât sunt acele momente când sunt împreună, să lase telefoanele deoparte. Trebuie să fie o regulă în fiecare casă aceasta. Da. Aceste campanii sunt binevenite cu atât mai mult cu cât tinerilor le sunt împărtășite experiențe reale ale foștilor consumatori, așa cum spuneați și dumneavoastră puțin mai devreme. Sunt luate în calcul poate și construirea, este luat în calcul și construirea unor centre speciale, centre care să îi țină pe acești consumatori de droguri, poate mai mult de o zi, două, o săptămână, pentru că tot ceea ce se întâmplă după ce tinerii se opresc din a consuma aceste stupefiante, se produce așa, sunt efecte pe termen foarte lung și faptul că sunt internați poate într-o secție de specialitate, într-un spital, poate nu este suficient pentru acești consumatori. Așa este, din experiența de până acum, faptul că am avut posibilitatea să ajung în mai multe astfel de centre, vă spun, cele mai bune rezultate le oferă cei de la Teen Challenge. Este o organizație non-guvernamentală cu activitate de peste 21 de ani în România, în colaborare cu același ONG din Statele Unite, acolo cu o activitate de aproximativ 80 de ani. Deci este foarte important ca acest proces de reabilitare să fie făcut în două etape. Prima etapă să fie făcută în spitale de specialitate,
secția psihiatrie pe partea de scoatere din sevraj și în funcție de ce durată de timp o menționează specialiștii, câteva zile, o săptămână, două sau maxim trei săptămâni, ei trebuie să beneficieze de un tratament cu medicamente, de a fi ajutați. Apoi, toată partea de recuperare emoțională trebuie făcută într-un alt centru, să nu se mai folosească medicamente, fără telefon, fără televizor, cu un program cu reguli, începând de dimineața, cu o oră de stingere, ora 22 seara, cu program de odihnă la prânz, cu trei mese, cu implicarea lor, începând de la procesul de gătire, de curățenie, de partea de spălare a hainelor, a lenjeriilor de pat. Vorbim apoi despre disciplină. Da, disciplină, activități în gospodărie, de a planta fructe, legume, de a culege acestea, de a îngriji curtea acolo, imobilul unde ei locuiesc, de a se accepta unii pe alții, terapie de grup, terapie individuală, psihologică, activitate sportivă de două ori pe zi, activitate sportivă, lectură. În fiecare săptămână la acest centru ei citesc o carte și sfârșitul săptămânii presupune un rezumat al acelei cărți și expunerea către ceilalți colegi. Deci toate acestea am văzut că dau rezultate. Probabil sunt prea puține aceste centre care exact, să vină în sprijinul. Partea de reabilitare este îndelugată. La fete cam 9 luni și la băieți un an și 3 luni. Există și cazuri când au o voință mai puternică și reușesc să fie reabilitați într-un timp mai scurt. Minorii doar 3 luni rămân în acest centru. După 3 luni, dacă ei doresc, pot să solicite o prelungire de încă 3 luni. Iar acum, având în vedere că avem făcute acele modificări la legile educației, pot să folosească sistemul hibrid, astfel încât să nu știe colegii de clasă unde se află ei. Li se spun doar că au anumite probleme de sănătate, deci pot să participe la cursuri în sistem online, fără să-și deschidă camera de luat vederi și e un lucru extraordinar pentru că ei nici nu pierd cunoștințele de la școală și nu rămân în urmă să ajungă să repete anul. De aceea, astfel de centre trebuie făcute cât mai repede în România. Chiar săptămâna trecută am discutat cu domnul ministru Rafila și îmi spunea că deja apurcesc demersuri. Realizarea acestor centre aparține în principal Ministerului Sănătății. Categoric suntem umăr la umăr lângă ei și lucrăm în echipă. Foarte important această muncă în echipă. Pe lângă aceste centre, în principal aceste centre să fie câte unul în fiecare regiune. Pe partea de a-i sprijini, să fie scoși din sevraj. Pentru că, vedeți noastră, toate aceste secții existente în momentul de față, cum este și la noi în județ, avem spitalul de la ZAM, nu este o soluție să duci un dependent într-un astfel de spital unde sunt tineri sau adulți cu alte probleme de sănătate. Chiar am avut expunerea unui tânăr care a reușit să se reabiliteze și îmi spunea că și el a fost dus de 2 sau 3 ori până să ajungă în acest centru de la Teen Challenge la secții de psihiatrie. Pentru o perioadă de timp mai scurtă îi se dădea medicament, iar odată ajuns acasă, după un interval de timp foarte scurt, cădea din nou pradă tentațiilor. Și ultima dată când a fost dus într-o astfel de secție, într-o noapte a asistat la 7 crime, cum un pacient dintr-un alt salon a luat un stativ de la perfuzii și a omorât în bătaie 7 adulți, 7 cetățeni mai în vârstă. Și spunea că atunci a dat seama că cât de locul gravă este situația este și că locul lui nu este acolo și că trebuie să fie și mai puternic, să încerce să lupte și mai mult și că soluția este în altă parte după ce urmează un tratament de specialitate. Apoi sunt necesare aceste centre de reabilitare și cred eu că modelul de la Teen Challenge este un model de succes. Am mai vizitat și alte centre unde perioada în care ei stau în afara familiei este mai scurtă, până în 6 luni și
rata de succes de reabilitare este undeva la 40-45%, deci mult mai mică. Chiar ieri văzusem pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, Ministerul Afacerilor Interne devine eligibil pe programul operațional de incluziune și demnitate socială pe realizarea acestor centre și nu numai, și a campaniilor de prevenție, și ei pot să-și ia partener una din instituțiile de la nivel central. Ministerul nostru sau Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Ministerul Muncii și inclusiv societatea civilă care este acreditată pe zona de furnizare servicii sociale. Mi se pare că suma este undeva la 37 de milioane de euro, deci o sumă bună, asta în plus față de ceea ce este deservit pentru Ministerul Sănătății. Deci este o prioritate pentru Guvernul României, este o prioritate la nivel național, având în vedere și decizia CSAT-ului de a încerca cu toții să facem mai mult. E foarte important să implicăm și autoritățile locale, autoritățile județene, pentru că, repet, doar o muncă în echipă poate să aducă la starea de bine a societății noastre. Da, nu este deloc ușor să stopăm acest fenomen. Ar fi probabil aproape imposibil dacă este să ne uităm la ceea ce se întâmplă la nivel global în ceea ce privește drogurile. Drogurile acestea nu cresc în școli, nu cresc pe stradă. Ele sunt cumva aduse și în țară, și în România, și în alte țări, bineînțeles. Deci problema este mult, mult mai adâncă și mai în spate. Dar sunt pași importanți până la urmă pe care îi faceți dumneavoastră în calitate de ministru și autoritățile locale, atât cât pot să se implice, bineînțeles, în toate aceste probleme. Recent ați avut o întâlnire cu mai mulți factori importanți. Mă refer aici la un alt proiect care are în mijlocul atenției, bineînțeles, familia, rolul familiei în îngrijirea pacientului pediatric. O altă problemă cu care se confruntă foarte mulți români, o problemă care uneori este ascunsă de către familiile acestor copii din varii motive, uneori sunt așa puși la zid atunci când apar astfel de probleme, nu că și le-ar fi dorit cineva, ci în cazul acesta ar trebui până la urmă mare parte dintre noi să acționăm așa cum putem, să sprijinim aceste familii și să înțelegem, să le înțelegem problemele. În ce constă acest proiect? Mai exact, ce se întâmplă și cum vine în sprijinul acestora? Este un proiect demarat de Amalia Năstase cu echipa sa de la Fundația Roland McDonald's. Oameni minunați, oameni care scriu istorie în țara noastră. Practic, Amalia Năstase are construit cu fundația pe care o reprezintă, pe lângă cele mai mari spitale unde oferă sprijin copiilor din România, mă refer la Luis Surcanu, la Timișoara, apoi la Cluj, Marie Curie, de asemenea la Iași, la Cluj, am înțeles că dorește din nou construcția unui astfel de hotel. Aceste hoteluri vin în sprijinul familiilor care nu locuiesc neapărat în localitatea respectivă, dar care au copii cu probleme grave de sănătate, începând de la nou-născuți. Și pentru părinți este o mare dificultate financiară să-și permită să-și plătească o cazare la un hotel din vecinătatea spitalului. Și vreau să vă spun că am întâlnit mai multe familii din județul Hunedoara care au beneficiat de acest sprijin la Timișoara, familii de ingineri, de profesori, familii tinere, familii care, din păcate, ai lor copii chiar de la naștere au fost descoperiți cu probleme grave de sănătate. Unii dintre ei erau spitalizați deja de câteva luni, au fost și cazuri când au fost spitalizați aproape un an de zile și îmi spuneau că ar fi trebuit să plătească pe cazare undeva aproximativ 500 de lei în zona pe noapte, în zona spitalului respectiv. De asemenea, neștiind câte zile
urmează să fie internat copilul tău, este cumva și o dificultate să mergi pe piață și să încerci să-ți închiriezi o garsonieră sau un apartament. De regulă acesta se închiriază pe o perioadă mai îndelungată de timp. Și chiar erau puși în dificultate. Acești părinți beneficiază de cazare gratuită și condițiile de locuire sunt între 3 și 4 stele. Deci cazare gratuită, mâncare gratuită, 3 mese pe zi. Mâncarea vine de la agenții economici din Timișoara, pentru că vorbeam acum de Timișoara. La fel se întâmplă și în celelalte de acea muncă județe. De echipă, iată, da. Cât de mult contează. La început îmi spunea Amalia că au fost unii reticenți, că oare ce vor face ei cu mâncarea. Dar în momentul în care au văzut cât sprijin primesc familiile, practic restaurantele sau producătorii locali, este o concurență între ei și există un grafic când fiecare dintre aceștia duc produse alimentare sau unii chiar mâncare gătită. De asemenea, voluntari care se oferă pe partea de sprijin pentru curățenie, voluntari care se oferă pe partea de consiliere psihologică. Pentru părinți este foarte important ca părinții să fie îndrumați cum să reacționeze, cum să-și stăpânească emoțiile, chiar dacă sunt greu de controlat în momentul în care afli că la nașterea copilului tău acesta trebuie operat de urgență în 2-3 zile, că are o problemă la inimă sau că are alte probleme de sănătate. Șocul este un șoc atât pentru familia, atât pentru părinți, bunici, rude și de foarte multe ori este extrem de greu să știe să se controleze, să-și stăpânească toate aceste emoții. Plus, marea majoritate dintre aceștia au un loc de muncă. Trebuie să fie ajutat, să înțeleagă cum să-și gestioneze emoția și, în egală măsură, să nici să nu ajungă cumva la riscul de a-și pierde locul de muncă. Categoric, unul dintre acești părinți beneficiază de acea indemnizație pentru creșterea copilului și acel repaus. Dar e nevoie de ambii și poate chiar mai mulți de reprezentanța din familie pentru a le fi alături. Și de asemenea, de aceea Amalia Năstase propune extinderea acestor rețele în întreaga țară, chiar și pentru spitalele unde nu avem aceste cazuri foarte grave, dar uitați cum este și la noi în județ. Avem secțiile de pediatrie aici în municipiul Reședință de Județ, în Deva, avem la Hunedoara, dar și la Deva, și la Hunedoara vin familii cu copii cu probleme de sănătate din alte localități. Alte localități. Și poate tatăl vrea să fie mai aproape de copil pentru o perioadă de timp. Nu își permite să facă naveta zilnic. Pentru sfârșitul de săptămână i-ar fi mai ușor să fie mai aproape. Și de aceea ea își dorește să extindă această rețea și a subliniat foarte mult necesitatea introducerii unui modul de comunicare atât pentru cei care se pregătesc în facultățile de specialitate, deci atât pentru medici, cât și pentru asistenții medicali și avem și aici la Deva o ramură a Universității de Medicină din Timișoara și este foarte important ca în cadrul acestor facultăți să existe și acest modul de comunicare, de stăpânirea emoțiilor, pentru că știm cu toții de foarte multe ori când ajungem la un spital, s-au mai fost și cazuri când medici, asistenți medicali nu au avut tocmai o atitudine potrivită cu pacienții, au avut un comportament agresiv și e foarte important să se înțeleagă că atunci când intri la muncă și mai ales în domeniul sănătății, în orice domeniu de activitate, problemele personale trebuie lăsate la ușa instituției. Să încerci să te controlezi, să încerci să înțelegi foarte bine omul care îți vine și pacientul sau părinții care vin cu probleme de sănătate pentru copii, să ai răbdare cu ei, să le vorbești frumos și de aceea introducerea unui astfel de modul este foarte important. Deci, practic, fiecare dintre noi trebuie să înțelegem că atunci când ajungem să avem o activitate într-un anumit domeniu și să fim de folos cetățenilor, în primul rând noi trebuie să ne punem de partea lor.
cum am reacționat noi dacă un funcționar public ne-ar vorbi urât? Cum am reacționat noi dacă un medic s-ar comporta urât cu noi sau un cadru didactic? Trebuie să existe și înțelegere până la urmă de ambele, da, și de aceea, pacient și medic. Partea și aceasta de comunicare, de stăpânirea emoțiilor, acest modul este foarte important să fie introdus în cadrul facultăților de specialitate. Dar desigur mai apoi că, aplicat. Da, desigur că aici vorbim și de o anumită autonomie universitară, dar sunt convinsă că prin dialog se va găsi soluția. Un alt proiect care a fost foarte bine primit de către români, de către tinerele familii care nu au putut până la un anumit punct din viață să aibă un copil, a fost acest program de fertilizare in vitro, un program care a avut succes și în județul Hunedoara, pentru că avem deja beneficiari ai acestui proiect, avem familii care au reușit să aducă pe lume un copil cu sprijinul acestui proiect. Continuă și în perioada continuă următoare? Acest program și chiar acum aproximativ 2 săptămâni am avut bucuria să o cunosc eu pe micuța care a adus foarte multă bucurie într-o familie din municipiul Orăștie. Părinți care au spus că fără sprijinul statului prin acest program nu ar fi reușit să aibă această binecuvântare. Este un program care a început în anul 2022, la vremea respectivă au fost finanțate 2000 de proceduri, a fost continuat în 2023 cu 10.000 de proceduri eligibile și finanțate. Am avut aproximativ 24.000 de solicitări care au fost eligibile, dar finanțarea a fost doar pentru 10.000. A fost o dificultate, vă mărturisesc să avem acest program și în anul 2024 și dificultatea a fost pentru că cei de la Ministerul Finanțelor nu au înțeles cum funcționează acest program și mă bucur că până la urmă domnul ministru Marcel Boloș și-a făcut timp, a trecut cumva peste acei funcționari din minister care au blocat proiectul și care nu l-au înțeles și au prezentat cumva că este un program care nu dă rezultate și nu reprezintă o necesitate. Odată cu conștientizarea importanței și a necesității acestui program, domnul ministru Marcel Boloș a fost foarte ferm și a spus trebuie continuat acest program. A fost o decizie luată în sfârșitul lunii aprilie. Am avut alături societatea civilă în acest demers și mulțumesc foarte mult tuturor celor care ne-au fost alături. Am proces din nou la modificările legislative care au fost necesare a fi făcute în fiecare an și a fost adoptat acum aproximativ o lună, cele 2 hotărâri de guvern, dar după fiecare hotărâre de guvern vine partea de legislație secundară și anume normele de aplicare, ce au trebuit făcute, ce au trebuit puse în transparență 10 zile, preluate observațiile necesare, apoi dat drumul pe circuitul de avizare a unui ordin comun cu Ministerul Muncii. Sperăm ca în următoarele zile să îl avem semnat, am dat drumul deja de săptămâna trecută. După care vom lansa spre licitație pentru a închiria o platformă. Am și aplicat pentru un proiect cu finanțare europeană să avem o platformă proprie a Ministerului, dar până când vom beneficia de acea platformă prin fonduri europene, am spus să nu cheltuim de la bugetul de stat pentru achiziționarea unei astfel de platforme, să închiriem. În egală măsură, continuăm eforturile noastre pentru a realiza acea platformă prin fonduri europene cât mai repede. De ce este necesară o astfel de platformă? Pentru că partea de înregistrare a documentelor este mult mai rapidă. Până în momentul de față, cei care doresc să aplice pentru un astfel de program trebuiau să completeze toate documentele, trebuiau transmise fizic la minister, apoi se transmiteau rezultatele și voucherele prin poștă, până ajungea poșta la beneficiari. După care, dată ajunsă poșta la beneficiar cu voucherele, ei își aleg una dintre clinicile care au acceptat să intre în cadrul acestui program, ajung la clinica respectivă, beneficiază din nou de un consult medical și în funcție de momentul în care medicii de specialitate consideră că este oportun să înceapă tratamentul cu medicamente
acesta începe și după o altă perioadă de timp, din nou alte analize pentru a vedea cum a reacționat corpul, începe partea de inseminare propriu-zisă. Dacă totul este bine, sarcina care durează 9 luni și apoi apare binecuvântarea familiei. Acesta a fost motivul pentru care, chiar dacă acest program a fost început în 2022, undeva pe la jumătatea anului, prima naștere am avut-o la începutul lunii octombrie în 2023. Și aici a fost cumva neînțelegerea funcționarilor din Ministerul Finanțelor că de ce au fost finanțate atât de multe proceduri și de-abia din octombrie 2023 au început cumva să vedem și roadele acestui program. Mă bucur că s-a înțeles și eu sper că în maxim 2 săptămâni să reluăm acest program. Pentru toți cei interesați să beneficieze de un astfel de sprijin, sprijinul este de 15.000 de lei, reprezentând suma de 3.000 de euro, 5.000 de lei pentru tratamentul cu medicamente, 10.000 de lei pentru procedura în sine. Toate documentele necesare pentru a fi beneficiari sunt afișate pe site-ul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, alături de toate condițiile de eligibilitate, ce este foarte important. Și cei care au fost declarați eligibili în anul 2023 vor trebui să reia procedura din două aspecte. Primul aspect, vorbim de un alt cadru legislativ pe anul 2024 și, în egală măsură, adeverința care este dată de medicii de specialitate este valabilă doar 60 de zile. Și de aceea îi îndemn de pe acum cei care doresc să beneficieze de o astfel de susținere să demareze deja procedurile pentru a-și realiza dosarul respectiv pentru a depune ulterior, având în vedere că acea adeverință are o valabilitate de 60 de zile, iar noi estimăm că undeva până în jumătatea lunii iulie dăm drumul acestui program. Deci, iată, continuă acest program. Cu siguranță vor fi foarte mulți care își vor dori să acceseze acest program și în acest an. Suntem aproape la finalul acestei emisiuni și nu vă las să plecați până nu ne spuneți câteva cuvinte și despre această carte pe care ne-ați adus-o astăzi, pentru că sunt convinsă că... Da, este o carte, așa o să o arăt. Da, este o carte în premieră la nivel internațional, delegat de tineret la Națiunile Unite. Până în momentul de față, România, da, și s-a deschis cartea chiar aici la doamna Simona Mirela Minculescu, care este reprezentantul, cel mai înalt reprezentant la UNESCO în momentul de față, o femeie cu foarte multă experiență și o ardeleancă de-a noastră, de aici din nordul țării. Deci în această carte o să îi găsim pe cei 42 plus cei 2 tineri care urmează să plece acum delegați la Națiunile Unite din partea tineretului. Deci în cei 21 de ani am avut câte 2 tineri, o fată, un băiat, care au dorit să beneficieze de un stagiu de perfecționare la Organizația Națiunilor Unite la New York. Mă alături de... că oricine poate să ajungă în acest Este o selecție, să știți, riguroasă și mi-am dorit foarte mult să realizăm acest album, care, așa cum v-am spus, este și în premieră, pentru a trimite tuturor reprezentanților ONU din toate țările, pentru a vedea încă o dată ce tineri minunați are România, dar în egală măsură să fie și o încurajare pentru alți tineri să îndrăznească pentru astfel de experiență de neuitat, o astfel de experiență care le deschide foarte multe oportunități. Deci în momentul în care la CV tu prezinți că ai un astfel de stagiu de perfecționare, automat pleci cu un mare avantaj. Pleci cu un foarte mare avantaj. O să observați aici în această carte cei care au absolvit acest stadiu în urmă cu mai mulți ani. În momentul de față reprezintă România cu mare cinste, atât la nivel internațional, în cadrul unor organizații internaționale de prestigiu sau în țara noastră. Avem de asemenea, și unedorenii care au fost... Da, avem și un băiat care acum 2 ani a absolvit acest stadiu din municipiul Hunedoara și este chiar o mare bucurie. De asemenea, am fost prezentă la
Organizația Națiunilor Unite în luna martie. Am avut întâlnire acolo cu reprezentantul pentru tineret, reprezentantul pe zona de locuire, pe zona de drepturile copilului și pe zona de combatere a violenței împotriva femeilor, împotriva tuturor, dar și de promovare a egalității de șanse. Iar pe zona de tineret vorbeam cu reprezentantul tinerilor și atunci am spus că noi vom face această carte și am sugerat că ar fi foarte oportun la nivel mondial să se realizeze o platformă unde să fie introduși cu acceptul lor toți acești tineri din întreaga lume și în momentul în care Organizația Națiunilor Unite consideră că trebuie să aduse noi modificări, de exemplu, pe politici de sănătate, într-un timp foarte scurt pot să obțină informații din toate aceste țări prin sprijinul tinerilor din țările de reședință. De asemenea, am avut o discuție cu reprezentantul pe locuire, colega noastră din, care este de origine din Uruguay, și discutam cu dânsa despre această problemă a țării noastre cu scăderea natalității față de alte țări din lume unde nu există această problemă și în special în țările cu religie predominantă islam. Și dânsa îmi spunea că generațiile sunt foarte diferite, dându-mi exemplu generația fiului ei, și mi-a spus că înainte de a decide să luăm noi măsuri care să vină în sprijinul tinerilor sau în sprijinul familiilor, este foarte important să-i consultăm, să-i întrebăm ce își doresc ei cel mai mult. Că poate, nu știu, ei au alte priorități. De aceea, de îndată ce m-am întors de la New York, am purces la demararea unui studiu pe zona de tineret, studiu pe care îl vom avea pe sfârșitul săptămânii viitoare și care îl vom și prezenta public, și în funcție de acest studiu, dar în funcție și de comunicarea permanentă pe care o avem cu asociațiile de tineret, organizațiile de studenți, federațiile de studenți, o să venim cu noi măsuri pentru susținerea acestora, ceea ce îmi doresc eu foarte mult, să-i susținem să rămână aici acasă, în România, să-i susținem să aibă o familie, să aibă o locuință, să aibă un loc de muncă decent și, mă rog, ceea ce își doresc ei. Asta ar fi ideal, chiar dacă urmează studiile anumitor universități de prestigiu din străinătate. La un moment dat, poate își vor îndrepta atenția mai mult către România și se vor întoarce aici pentru a aplica ceea ce au învățat acolo. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Sperăm că pe parcursul acestei veri vă vom mai avea aici în platoul emisiunii noastre și în fața hunedorenilor. Cu mare drag, oricând, și vă mulțumesc încă o dată pentru toată atenția. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi într-o nouă zi destul de caniculară, destul de călduroasă, dar sperăm că ne vom mai răcori în zilele următoare. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție, să aveți o după masă frumoasă, numai bine!